testarea integrității profesionale a tuturor candidaților la ocuparea funcțiilor publice, inclusiv componența viitorului guvern. Astăzi, legislația Republicii Moldova prevede acest lucru, doar că, până la moment, nu s-a dorit punerea în aplicare acestui pachet de legi. Deci, uitați-vă, timp de 2 ani și jumătate, am avut demisii 3 guverne, sau mai bine zis, am avut demisii 2 guverne pe suspiciuni în fapte de corupție și un guvern și-a dat demisia pentru fals în acte. Deci toate aceste lucruri puteau fi prevenite dacă ar fi funcționat această testare a candidaților, testarea integrității profesionale, până la numirea în funcție. La noi se primește că, deci, numim în funcție și a doua zi sau a treia zi deja aflăm despre implicarea personajului respectiv în diferite acte de corupție, scheme, eu știu, de lapidări și așa mai departe. Și după care urmează să fie demis aceste guverne. Deci ceea ce aduce și un prejudiciu de imagine destul de enorm țării noastre.